Gigi Țânțaru când a intrat în Parlament. Gigi Țânțaru când a intrat în Parlament, era înscris la facultatea de drept, era mi se pare anul 1 sau anul 2, și el spunea că are studii juridice. Așa. Gigi Țânțaru, analfabetul. Uite-l aici. Cum e domnul analfabet? Eu nu cred că nu știe Gigi pe care să citească să scrie. Că asta înseamnă analfabet. Păi știe să citească. Juvete, as, fopă, damă, decar. Știi, asta știe să altceva v-am întrebat. De ce sunteți supărat pe Gigi Becali? Nu mi-ați răspuns. Că mi-a spus că faceți urticarie. V-am spus, fac urticarie. El înainte să ducă la pușcărie făcea așa. Să moară mama, eu mă joc cu oamenii. N-a zis de mamă niciodată. Să jurăm cu să moară mama, cum zic eu. Da, vă că limitați bine, știi să limitați? Păi nu-l cunosc din 86-87, dă-l încolo, am haiducit împreună. Așa făcea și pe tine, ia cum face? Să moară mama, eu mă joc cu oamenii. E, nu te joci tu cu oamenii, nu fără jigniri, nu te joci tu cu oamenii, Gigi. Dumnezeu să joacă cu oamenii. Tu care îl proslăvești pe Dumnezeu, eu spun că ești fariseu. Că tu nu ai cum, te cunosc foarte bine. Îți știu caracterul. Și de asta spun. Nu mai vă rog să mai mă întrebați de ăsta că fac criticat, urticarie. L-ați mai criticat și mi s-a părut ciudat că el de obicei răspunde, domnul Becali. La dumneavoastră n-a răspuns deloc. De ce? Știți lucruri despre el și e frică sau are de ce? Nu, no, n-are de ce. Păi și atunci de ce nu a vrut să vă răspundă? Pentru că știe că am dreptate. Ați fost prieten cu Gigi Becali? Pe vremea când erați dumneavoastră prieten era corect și brusc s-a făcut rău după ce n-ați mai fost prieten. Pe bune, domnul Răducan. Că ați fost prieten, ați spus și în altă emisiune, ați spus chestia asta. Da, domnule, da. Da, am haiducit mult. Era alt tip de om pe vremea aia, când a dat de bani, a nebunit. Păi cum, domnule, că ai zis că avea bani dintotdeauna? Doamne, maica, domnule, de unde să aibă, domnule, bani? Dacă el și cu vârful, ei erau angajați, așa. Cum mai era unul care stă la scara cealaltă și poartă același nume cu mine, din păcate. Așa. Din păcate. Așa. Ei erau angajați, fictiv. Dădeau banii la maestru, deci maestru, ei se duceau, se mai semnau condic așa, din an în Paște. Ei nu se duceau la muncă, nici Gigi, nici Victor și nici ăla altul care stă la scara cealaltă, dar are același nume de familie ca mine. Pentru că știu lucru, foarte bine lucrul ăsta, mi-au spus ei. Și salariul care li se cuvenea, îl lua maestru. De ce? Pentru că era o lege și am uitat cum se numește, am uitat numărul legii, în care dacă te găsea fără muncă, imediat te judeca și la penitenciar. Și ei, ca să evite chestia asta, se angajau. Fictiv, repet, erau angajați, dar nu se duceau la muncă. Bun. Altceva vreau să vă întreb, domnule Răducanu, ca să nu spună lumea că sunteți rău intenționat. Povestiți-ne o amintire pe care o aveți cu Gigi Becali, dar simpatică. Nu în care să-l incriminați de ceva. Că a spus că ați haiducit mult. Ceva ce vă vine în minte și vă amuză. Hai să spun una frumoasă. Vă rog. Hai să spun una frumoasă. Poate își va plăti și el datoria după zeci de ani. Așa. Jucăm tenis cu piciorul la Snagov, la Vila 23. Da. Și am jucat pe o masă la chinezesc. Da. Nu îi spun numele. Am voie să îi spun numele? Da, normal. Nanjing. Așa, cel mai bun chinezesc din România. Da. Nu prea se ducea lumea acolo, că îți rupea capul, era scump. Da. Așa. Te fac! Bine, mă! Hai să jucăm pe o masă la chinezesc. Așa. Am câștigat la tenis cu piciorul și nici până în ziua de astăzi nu... N-a dat masa? Nu. Dar stați, vă întreb altceva. Poate se pricepea cu mingea cât de cât? Cum? Se pricepea cu mingea? Mai așa, mai... Sau altă dată... Păi să joci cu fotbalist profesionist. Altă dată, domnule, altă dată... Așa, asta e frumoasă. Ia, vă rog. Am jucat la Galați, era Gheorghe Ionescu antrenor. Da. Cu Sportul la Galați a centrat prietenul Gino. Am dat eu cu capul 1-0, am câștigat la Galați, am băgat pe aia în divizia B. A doua zi ne întâlnim să mergem la Casa Albă. Cu el, așa. Cu Victor, da. Și cu băiatul Colonelu. Ajunge atât. Băiatul Colonelu, care a fost la Dinamo. Ajunge. Cine? Haideți, spuneți-i pe băiatul lui Colonelu, mi-a spus data trecută că știți numele. A, am lapsus. A, așa, foarte bine. Țineți-l că e bun lapsus. Așa. Mai bine să fie lipsus decât lapsus. Corect, așa. Bun. Corect. Și mergem pe la Casa Albă, la Băneasa. Ca noi ceva, am băut un șpriș și după, hai domne să jucăm fotbal. Pe vremea aceea în Pipera trecea o mașină la 8 ore. Da. Și chiar în stradă, unde aveam casele părintești, am pus două pietre aici, pietre aici și am jucat. Eu cu Victor și Gigi cu ălălalt. Cu Giovanni. No. Cu băiatul Colonel. Băiatul Colonel. Așa. Și, na, ce a ieșit pe acolo? Ce a ieșit? Ăla numai fotbal n-a fost. Păi, ne mai bălăcăream. Bă, a fost faul. Bă, n-a fost. Jucam 2-2.
da. Pe stradă. Domne, da. Venea o mașină la nu știu câte ore. Da. Deci puteai să joci. Dar Victor cum era? Că întotdeauna Victor cel mai băiat valabil dintre toți. Da. Dar l-a stricat ăsta la altul. Fratisul. Deci cel mai valabil. Nu există. O dulceață de băiat. Dulceață de băiat. Nu există așa ceva. Dar l-a nebunit ăsta la altul. Cu ce, domne? Că și Giovanni e respectat de toată lumea. Ce să facă? Fotbaliștii? Ia să vă duceți în Pipera. Așa. Ia să vă duceți în Pipera să vedeți ce spune lumea. Și ce spune multă lume? Ce? Domne, nu toată lumea este prietenă cu familia Becali aici. Mi-au spus oamenii. Poate că și eu am prieteni macedoni. Da? Bun. Asta se întâmplă frumoasă cu Gigi Țânțaru. N-am nevoie de nicio masă să fie sănătos. Deci încă așteptați masa. Nu, nu că mai, nu trebuie, nu trebuie. Dacă v-ar suna acum, domne, te-am văzut la emisiune, să-ți dau masa aia. Nu. Cum nu? Nu există, domne, pardon, scuze, eu nu am ce să vorbesc cu ei. Păi eu ce sunt? Eu sunt târâtură, eu sunt centurist? Să mă vând? Vă rog, nu mai vorbiți așa, vă rog. Prostituată-i voi?